Biserica Ortodoxă marchează astăzi una din cele mai importante sărbători, botezul Domnului. Zeci de creștini au participat la slujba praznicală în catedrala din Suroca. Serviciul divin a fost oficiat de un sobor de preoți în frunte cu preasfințitul Ioan, episcopul Sorocii. După liturghie a fost sfințită și aghiazma mare. Ne rugăm ție, stăpâne iubitorule de oameni, stropește și peste noi, nevrednici robii tăi, după făgăduința ta cea dumnezeiască, apa cea curățitoare, darul milostivirii tale ca să fie bine primită bunătății tale, cererea noastră a păcătoșilor pentru apa aceasta și prin trânsa să se dăruiască nouă și tot poporului tău, celui credincios, binecuvântarea ta. Preoții împreună cu credincioșii s-au rugat pentru sănătate, pace și bunăstare și pentru ca să fie sfințită apa. Astăzi apele Iordanului se prefac în vindecări, cu vinerea Domnului, astăzi toată făptura se adapă cu curgeri tainice, astăzi păcatele oamenilor se curățesc în apele Iordanului, astăzi raiul s-a deschis oamenilor și soarele dreptății ne luminează nouă. În Iordan, bătăjându-te cu Doamne, întâlnarea cu noi s-a arătat, cu vasul părintele mă creșteție, botezându-te cu Doamne, mișunarea Părintele s-a arătat. Glasul Părintele mă curisuție, Părintele mă Oamenii spun că este o tradiție ca în această zi să vină la biserică pentru a lua aghiazmă. Aceasta este folosită pentru stropirea caselor, a curților și grădinilor. Creștinii consideră aghiazma pentru cei care o primesc cu credință tămăduitoare. Stropim prin ugrală, la păsări, la... când avem probleme. Aghiazma s-o folosim pentru sfințirea caselor, pentru stropirea pomelor prin grădină, pentru sănătate, pentru... pentru trebuințele de casă. Folosim pentru când suntem bolnavi, când avem ceva necazuri și așa de să o cestim aghiazma, acasă aghiazma cei mari. Noi am pus titiri și am așteptat ziua aceasta pentru el s-a născut, s-a botezat și a înviat pentru noi ca să ajungem și noi la ceruri. Ce faceți cu aghiazma pe care o luați? Tot timpul anului o servesc în fiecare dimineață pentru sănătatea trupului și sfârșitul sufletului. Bem aproape în toată dimineața, bem asta, strochem prin casă, prin calidor, strochem. E de folos la asta. La ce ajută aghiazma? Sănătatea omului. Tradiția mărturisește că astăzi toate apele sunt sfințite. Sărbătoarea preînchipuie botezul Mântuitorului Hristos în apele Iordanului. Această sărbătoare o cunoaștem sub denumirea de arătarea Domnului, dat fiind faptul că în această zi, când Mântuitorul Hristos a fost botezat, acesta a fost botezat în râul Iordan, adică Fiul a fost botezat, Duhul Sfânt vine în chip de porumbel deasupra Fiului și Duhul și Dumnezeu Tatăl se aude spunând: acesta este Fiul meu, cel iubit, într-o care bine am voit. Iată acest moment, acest eveniment, îl cunoaștem în tradiția bisericii noastre ca botezul Domnului sau arătarea. Ce semnificație are aghiazma pe care o sfințiți astăzi? Aghiazma cea mare sau apa sfințită în această zi, cât și în ajunul acestei sărbători, este pentru credincioși o alinare. În același timp, credinciosul trebuie să fie conștient de faptul că trebuie să primească această sfințenie cu credință. Slujba de sfințire a apei se ține și în ajunul botezului. Aghiazma însă nu se deosebește prin nimic.
atât în ajunul botezului Domnului, cât și în ziua prăznuirii acesteia, se face sfințirea cea mare a apei. Adică este aceeași rânduială, este aceeași aghiazmă. Diferența este doar de aghiazma care, sau apa care se sfințește pe întreg parcursul anului. Cum corect creștinii trebuie să folosească aghiazma? Doar aghiazma mare se folosește prima, adică dimineața trezindu-ne, am făcut rugăciunea, ne-am făcut semnul Sfintei Cruci, am primit aghiazma cea mare, după care luăm anafora. Aghiazma care se face pe întreg parcursul anului, se numit aghiazma mică, mai întâi primim anafora, după care luăm aghiazma. Cu boteaza, urmată de ziua Sfântului Ioan Botezătorul, în data de 20 ianuarie, se încheie ciclul tradiționalelor sărbători de iarnă.